Vaccinarea cadrelor medicale împotriva SARS-CoV-2 a debutat în această dimineață și în Mehedinți. Între primii cărora li s-a administrat serul sunt asistenți și medici aflați în prima linie a luptei cu acest virus în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin. 395 de doze au ajuns în această primă tranșă în județul nostru, unde până acum doar 350 din cele 1200 de cadre medicale au acceptat să fie vaccinate. Primul cadru medical vaccinat în Mehedinți este medicul Oana Banu. Aceasta a declarat că a așteptat momentul cu încredere într-un viitor fără COVID. Sunt primul vaccinat, sunt coordonatorul acestui centru de vaccinare. M-am vaccinat fiind convinsă că este singura modalitate eficientă la ora actuală de a combate această pandemie și de a termina odată și a se întrerupe lanțul epidemiologic de transmitere a acestui virus perfid. Sfătuiesc pe toată lumea să se vaccineze, după cum vedeți n-am pățit nimic, este o simplă înțepătură și ne vedem la rapel peste 21 de zile pentru a dezvolta protecție maximă de anticorpi. Cum a fost perioada asta pentru noastră? Ultimele 10 luni cumplită. Eu sunt și infecționist și fac și gărzi la infecțioase și împreună cu toți colegii și cu cei din DSP, deci a fost o perioadă cumplită din punct de vedere al profesiei, din punct de vedere al orice ați dori să mă întrebați, și ca medic, și ca pacient, și ca membru de familie. Astfel vorbește Oana Banu despre aceste ultime 9 luni în prima linie a luptei împotriva COVID-19. Decisă a fost să se vaccineze și doctorița Liliana Bancă, medic în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean. Am așteptat vaccinul cu cea mai mare nerăbdare pentru că sper să se termine pandemia asta, să ne putem ocupa și de pacienții noștri cu celelalte afecțiuni, nu numai de infecția COVID. În prezent sunt internat numai pacienți cu infecție COVID în secție. Pentru cum acest... au fost lunile astea pentru dumneavoastră? Grele. Chin, suferință pentru acești bolnavi este cumplit. E o speranță în acest vaccin? Vedeți speranța în el? Eu consider că da. Pentru toate bolile infecțioase, vaccinul reprezintă o mare speranță. Ați avut temeri? În legătură cu acest vaccin? Nu. Vaccinurile sunt făcute să ne protejeze, nu să ne omoare. Doar puțin peste 350 de cadre medicale au decis să se vaccineze la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. În total, unitatea sanitară are 1200 de medici și asistente. Avem un număr de 356 de persoane care și-au exprimat dorința de a se vaccina în prima fază. De asemenea, precizez că unitatea noastră medicală este atât în lupta cu tratamentul pentru COVID, cât și în prevenție. Avem persoane care și-au exprimat încă o dată dorința să din cele 1226, dar au fost programate pentru lotul 2. Începând de astăzi, noi am aprovizionat deja Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, dumnealor au cele mai multe programări. Ne bucurăm extraordinar de mult că avem acest vaccin, este lumina de la capătul tunelului pentru noi. Au fost niște luni grele, au fost niște luni în care am pierdut fiecare dintre noi pe câte cineva drag, pe câte cineva cunoscut și cea mai mare bucurie a noastră este că vom reuși într-un final să revenim la normal și să ne putem relua viețile dinainte de martie 2020. Tot în această perioadă va începe imunizarea și pentru medicii și asistenții de la celelalte două spitale COVID din Mehedinți. Este vorba de cele din Orșova și Baia de Aramă.